Bun găsit, dragilor, la citirea interactivă pentru ziua de marți, 19 noiembrie. Ei bine, vreau să vă alegeți un pachet de cărți sau un număr de la 1 la 3. 1, 2 sau 3, iar eu am să încep cu numărul 1. Să vedem care este energia zilei de marți, 19 noiembrie. Asul de cupe poate arăta aici pentru voi o împlinire. Posibil împlinirea să vină datorită unei persoane importante din viața voastră sau datorită armonizării relației, unei relații importante. Aici justiția vine și cu ideea asta de dreptate. Este posibil ca lucrurile să se îndrepte în această relație. Și de aici ideea unui nou capitol. Este posibil să vezi că lucrurile se îndreaptă, se armonizează, se echilibrează în această relație. 6 de cupe poate fi relația cu copiii, poate fi relație de familie, relație de iubire. Văd aici o discuție pe care ai putea să o ai. Poate fi, bineînțeles, și vorba de un compromis pe care tu să-l faci tocmai ca să-ți dai voie să ai parte de un nou început. Văd aici o discuție din care ar putea reieși niște concluzii. Da, posibil să fie o discuție aprinsă cu această persoană și să se dezvăluie niște secrete. Ei bine, acele secrete pot veni cu niște conștientizări puternice la tine, astfel încât să te facă să înțelegi poate că ești iubit, că ești apreciat și că poți avea o șansă cu această persoană. O șansă de a avea un nou capitol plin de iubire. Este vorba de o rezolvare a unei probleme dintre tine și o anumită persoană. Ei bine, aici văd și o energie a iubirii. Avem zodiile de apă, rac, pești, scorpion. Poate fi vorba aici de acel moment în care se echilibrează energia dintre voi doi. Ce dai, aia primești. Este posibil aici să vezi chiar că persoana respectivă este mai generoasă sau poate vrea să, nu știu, să se recompenseze cumva pentru nedreptatea făcută din relația cu tine. Ideea este că ar putea veni către tine cu un cadou, cu o surpriză sau cu o mai mare atenție, cu o mai mare implicare în relația ta. 6 de monede poate arăta și momentul ocaziei pe care voi o aveți să vă faceți dreptate și să rezolvați acest conflict pe care îl văd la voi. Ideea este că ziua vine cu o energie de schimbări pozitive în acest context. Este posibil ca această situație să aducă, nu știu, niște comentarii din partea celorlalți, pentru că văd aici și cinciul de bâte. Poate este vorba de o situație în care sunt implicați mai mulți, poate membrii din familie sau poate prieteni. Ideea este că totul se poate schimba mai bine decât credeai tu că se poate. Roata norocului arată că tot ce s-a întâmplat a fost destinat să se întâmple, de aceea avem situații pe care noi nu le putem controla, dar avem de ales cum simțim în raport cu ceea ce se întâmplă în viața noastră. Da, și totodată roata norocului aduce aici niște schimbări, niște mișcări care poate până acum nu au existat. Haideți să vedem sfatul pentru voi. Sfatul ar fi să nu te mai gândești la ce a fost sau la ce ar putea fi, ci să fii cât mai prezent în această situație, în contextul dat. Și iată, ți se cere aici puterea de iertare. Poate chiar este o zi în care ai putea să ierți această persoană. Munca grea pe care tu ai prestat-o până în acest moment, iată, în sfârșit este valorizată. Vezi în sfârșit rezultate ale muncii, poate cu tine sau muncii într-un anumit aspect al vieții tale. Este ca și când cărțile îmi spun, hai că te-ai chinuit, dar nu te-ai chinuit degeaba, că uite acum încep să vină și rezultate pozitive. Doamne ajută, pentru că toți ne dorim să se vadă și energia asta pozitivă în viața noastră. Mergem mai departe, dragilor, cu numărul 2 de această dată. Ia să vedem la numărul 2 care este mesajul zilei de marți, 19 noiembrie.
Cinciul de spade poate arăta și la voi o discuție în contradictoriu cu cineva. Ei bine, văd și o ofertă, ar putea fi vorba aici de o ofertă care poate să-ți facă inima să tresalte, iar regina de spade aici este posibil să fie o interacțiune importantă cu cineva, gemeni, balanță, vărsător, sau dacă ești femeie, ar putea fi, bineînțeles, energia ta. Să vedem aici despre ce e vorba cu această ceartă la voi. Patru de monede arată că ești mult prea atașat în discuția pe care o ai cu această persoană. Ar putea fi vorba de o discuție care să mai calmeze un pic atașamentul ăsta pe care l-ai. Atenție că atașamentul poate însemna și momentul în care ții musai să iasă ca tine. Iată, aici eu văd pe cineva care nu mai ține musai să iasă așa cum îți dorește el sau ea, da? Aici văd pe cineva care pur și simplu înțelege că n-are cu cine și că n-are de ce să-și mai bată capul și iată, pleacă. Este posibil aici ca până acum tu să fi fost foarte atașat de dorința asta de a ieși ca tine, de a avea tu dreptate, de a avea tu ultimul cuvânt. Ne văd acum că te-ai relaxat, că faci yoga, că ești poate mult mai detașat de rezultatul care ar putea ieși dintr-o discuție. Așa că dacă ai o discuție cu cineva în această zi, este posibil să vezi o schimbare la tine. Să vezi că nu mai ții musai să iasă ca tine. Bine, mă, fie ca tine. De-aia nu mai plouă acum, că nu ies lucrurile cum am zis eu. Ei bine, aici văd la voi pe cineva foarte interesat care vine cu niște propuneri către voi. Ar putea fi vorba, poate, din schimbarea ta, din atitudinea ta schimbată, chiar să atragi spre tine, iată, o oferte, posibil de muncă, posibil, nu știu, din punct de vedere relațional. Adică momentul ăla în care tu lași garda jos să vezi că și celălalt vine mai mult către tine și lasă și el sau ea garda jos. Avem aici un rege de cupe, posibil rac, pește, scorpion, nu e obligatoriu să corespundă zodia, dar poate fi o persoană pe care să o vezi schimbată, să o vezi mai matură emoțional. Și dacă până acum te-ai certat, tu ai ținut morții să iasă ca tine, poate și celălalt la fel, sau poate de multe ori ai făcut compromisuri în situația aia, cumva eu văd aici posibilitatea ca tu să schimbi energia datorită schimbărilor din interiorul tău. Faptul că nu mai ții să iasă ca tine, poate să simtă detașarea persoana cealaltă, pentru că întotdeauna ne simțim unii pe ceilalți și să vezi o schimbare în celălalt prin ceea ce spune, prin ceea ce îți oferă, prin ceea ce îți propune, da? Ideea este că văd aici că ai putea avea parte, iată, de o promisiune, de un angajament din partea acestei persoane, ba chiar, nu știu, o situație ce văd că vine cu planuri pe termen lung. Așadar, dacă te-ai certat cu persoana asta care acum vine către tine cu știu eu ce propuneri, poate să fie context și la muncă, poate să fie și acasă, da? Să știi că aici chiar ți se propune ceva foarte serios, să semnezi poate un contract pe termen lung, pentru că văd aici, iată, gândul la plecare, la niște planuri care să iasă conform dorințelor tale. Numai că dacă tu ești femeie, te văd aici foarte dură, foarte pretențioasă, ești conștientă de suferința prin care tu ai trecut și cumva impui niște limite. Dacă cumva ești bărbat, este posibil să întâmpini rezistență, să întâmpini duritate dacă ai de gând să faci asemenea oferte sau, eu știu, poate ai o relaționare cu această femeie care se arată un pic cam prea distantă de ceea ce ți-ai fi dorit tu să fie. Ei bine, foarte important aici este să încheiați circul ăsta cumva. Poate chiar această atitudine a ta de a nu mai răspunde cu aceeași monedă, de a te detașa ca să iasă ca tine, poate fi o încheiere.
Dacă nu știi ce să faci, cum să faci, cum să abordezi situația asta, iată, cere răspunsuri, pentru că divinitatea întotdeauna găsește modalitatea prin care ne răspunde. E o zi intensă, emoțiile sunt la apogeu în această zi, da, posibil să poți să te abții, să răspunzi și să poți să fii indiferent într-un astfel de context, este poate destul de dificil și s-ar putea să simți că bubui la un moment dat, dar cine știe, poate reușești să te controlezi. Mergem mai departe, dragilor, cu numărul 3 de această dată. Ia să vedem pentru numărul 3 ce mesaje sunt pentru ziua de marți, 19 noiembrie. 6 de monede aici arată o oportunitate pentru voi, poate de câștiguri la care nu v-ați așteptat sau poate este vorba de un cadou pe care ți-l face cineva. Temperanța aici arată calm, arată liniște, răbdare în sufletul tău și spânzuratul care vine cu o percepție nouă. E posibil ca această zi să-ți schimbe ție niște credințe. Ce este cu acest 6 de monede? Iată, primește o propunere. O propunere poate de a echilibra, de a te împăca cu cineva și a face cumva un echilibru între voi. Poate e vorba aici și de un context, o situație care te ajută să te eliberezi de trecut. Pentru că aici putem vorbi, de exemplu, de o propunere de job cu un salariu mult mai mare care te ajută pe tine să nu mai regreți ce ai pierdut, ce job ai avut în trecut. La fel e și în relații. Dar există posibilitatea pentru unii dintre voi ca acest paș de monede să reprezinte persoana din trecut care vine mult mai generoasă, mai atentă de data asta și își dorește împăcarea. Aici putem vedea calmitatea în fața acestei propuneri sau în fața acestei oportunități. De ce? Pentru că văd că ai foarte multă încredere și crezi probabil în această conexiune. Așadar, cumva, cărțile ne confirmă că e posibil să fie cineva deja cunoscut, cineva cu care ai o legătură specială. Pentru că văd aici doiul de cupe. Este ceva ce vă leagă și de aici și credința ta sau, mă rog, încrederea că ești apreciat sau apreciată, că ești valorizat. Cu alte cuvinte, îți ridică stima de sine această situație. Te face să devii mult mai încrezător sau încrezătoare că lucrurile se vor așeza. Ei bine, totodată această zi îți poate schimba mult credințele vis-a-vis de relația cu cineva într-o zodie de foc. Este posibil aici să fie vorba de o relație importantă în care cineva a făcut pe autoritatea, iar cumva acum vine să echilibreze lucrurile și să nu mai existe această autoritate. Să fie echilibru, egalitate, echitabilitate între voi doi. Așadar, iată o zi care e posibil să te surprindă și să îți schimbe mult credințele pe care le aveai despre o anumită relație sau persoană. Aici puterea vine cu îndemnul de a ierta și de a avea îndeajuns de mult curaj și credință să mergi mai departe. Îngerii vorbesc de un viitor foarte apropiat, iar oracolul spune clar să nu lași trecutul să devină un obstacol în calea viitorului tău. Aici poate există o tendință de a-ți aduce aminte ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat. Ei bine, nu lăsa acel trecut să fie un obstacol. Ce a fost, a fost, nu se mai poate schimba, așa că vezi ce poți face acum aici, pentru că tot aici se creează și viitorul. Ei bine, dragilor, eu vă urez tuturor o zi minunată, așa ca voi, și vă mulțumesc din suflet că sunteți aici alături de mine și nu uitați că aștept în secțiunea de comentarii să-mi spuneți cum v-a fost ziua. Vă pup!